Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi un episod în care vă iau cu mine prin Bucureștiul minunat, în care avem o grămadă de lucruri de făcut. Ce s-a întâmplat? A căzut gardul. Este un vânt incredibil, este cod roșu de vânt sau portocaliu sau o culoare din asta foarte complicată. Mama, a căzut tot gardul și doamna asta a rămas prins acolo. Poliția ajută cetățenii, iată, cei care credeți că poliția nu ajută pe absolut nimeni, se pare că, da. Hai să ridicăm parprizul. Sunt pe scooter astăzi, o să fiu pe scooter, pe bicicletă, pentru că am o grămadă de lucruri de făcut și de-aia vă spun că vă iau cu mine, așa că stați împreună cu mine pentru următoarele câteva minute. Din fericire mai am câteva ore de test cu scooterul acesta, Kimco AK550 Premium. Urmează un review cu el, nu vă las așa în pom, pentru că mulți m-ați întrebat dacă vine review. Da, vine review cu el, doar că o să dureze ceva să-l editez. Acum mergem spre Mihai, cel care m-a ajutat să filmez videoclipul cu întrecerea în București cu diferite vehicule, pentru că la el am lăsat la valiera, a avut nevoie de ea. Mă scuzați, doamnă, îmi dați și mie voie să trec sau? E mai complicată viața în București când vine vorba de prioritate. Hai să și frânăm aici, că avem frâne Brembo. Doamna cu BMW-ul n-are frâne Brembo, bineînțeles. Mergem la Cătălin să-i aducem cadoul, după care de acolo să renunțăm complet la GoPro. Asta este ultima oară când vreau să mai aud sau să mai filmez vreodată cu GoPro. Salut. Bună dimineața! Salut. Ce v-ați? Bine! Am venit să luăm, deci n-ai folosit nimic. Plecăm fără Georgiana. Hai, Giorzico! Ne-am văzut și cu Mihai. Mihai, dacă nu știți, este cel cu care am făcut proiectul Evil Duck Jokes înainte de Picoros Bike Traffic, cel cu care făceam glumele, toate cele. Am bătrânit și el. Când l-am cunoscut eu, era la liceu. Ia uite ce pieton avem aici. Ce faceți, domnul taximetrist? Mergeți pe trecerea de pietoni? Mă amuză teribil faptul că sunt oameni care... Cum să treci cu bicicleta pe trecerea de pietoni? Dar n-ai voie! Dar cu mașina ai voie? A, cu mașina e ok, e bine, am înțeles. Spuneam că astăzi renunț la GoPro, cardul nu merge, setează-ți data și ora de fiecare dată, caut nu știu ce adaptor pentru nu știu ce cameră, cu media mod, scoate șurubul, bagă șurubul, scoate media modul, bagă bateria, ca să folosești baterie mai bună trebuie să plătești mai mult cu baterie GoPro Enduro și așa mai departe. Deci GoPro s-a transformat în ultima perioadă într-o mizerie, deși canalul meu există datorită acestor camere, la urma urmei, mă refer la celor de la GoPro, doar că astăzi avem Insta 360, avem DJI, nu mai vreau să mai aud de GoPro. Ia uite alt pieton. Ce faceți, domnul pieton? Vedeți? Dacă trecea cu bicicleta era rău, cu mașina e bine. Trec la DJI Osmo Action 4, mi-am comandat deja, e adevărat că am strâns din buci ceva timp, pentru că... O să vă explic la un moment dat și la momentul oportun, dar am avut ceva dificultăți cu contul bancar, pentru că știți voi, domnul ăla de m-a dat în judecată pentru 1000 de lei, că a apărut 3 secunde cu spatele și el de fapt voia 1 milion de euro de la Google și 5000 de euro de la mine. E, s-a dus la executor judecătoresc, nu mi-a putut da mesaj ca un om normal. Nu mi-a putut da mesaj, mi s-a pus poprire pe cont pentru 1000 de lei și a trebuit să-mi ia 8500 de lei de pe cont. Bineînțeles că cu avocați toate cele. Un om care cel mai probabil își pune poza mea peste poza prietenei lui. Mă rog, capul meu peste poza prietenei lui. Mă rog, dacă are una. Ai, ce-mi dai 1000 de lei. Dă-mi acei 1000 de lei, că dacă nu, sparg fațada. Simplu. Îi trimiteam banii, ia-i frumos, fă ce vrei tu cu ei, cumpără-ți ce-ți dorești tu cu ei. Recomandarea mea este să mergi la o biserică, să cumperi niște lumânări. Dar mă bucur că nu a luat 1 milion de euro de la Google. Sunt atât de bucuros. Ce-ai făcut, prietene, a? Ai 1 milion de euro, ai gata, te asigur pe viață. Lasă-mă, ia tu aia 8200 de lei, ia-i și fă ce vrei. Mă rog, nici nu cred că ia el, că de fapt nu ia el, ia doar 1000 de lei și restul de bani ia executorul, judecătorul și avocatul sau... N-aia știe, dacă or fi împreună, nici nu mă interesează, nici nu... Da? Dar omul ăsta este procuror, deci el este procuror la judecătoria Brașov, adică numele lui este public, este cât se poate de public, este pe Mediafax, pe toate canalele de știri, a fost investit de patronul țării românești, Iohannis,
pe care știți, domnul 7 case, da, a fost investit de către Iohannis și numele lui apare pe canal că e procuror sau magistrat, ce Dumnezeu lui este. Da? Și omul ăsta, pentru că a apărut 3 secunde cu spatele și 3 secunde cu fața, cu bandană pe față, și-a pierdut în fond, acum în apel a zis, stai că ți-arăt eu ție ce pot eu. Da, frate, mai mi-a arătat. Nici nu mă interesează. Sunt atins până în măduva penisului. Deci, gata și Reantu, mergem către Cătălin de la Bike Geek și de acolo către F64 să ridicăm camera și astăzi este, în teorie, o zi liberă pentru mine. Practic nu este, pentru că în weekend voi lucra, o să am de filmat și toate cele, așa că astăzi mi-am luat o zi liberă în care vreau să merg cu Victor. Go, go, go! Când este ploaie se oprește Bucureștiul, când este vânt se oprește Bucureștiul. Mă rog, Bucureștiul se oprește în general, credeți-mă, din cauza traficului. Prima oară când m-am suit pe scuterul ăsta, credeam că nu o să pot să-l manevrez, credeam că o să fie o bestie pe care o să merg cu morcovul, cu tot cu iepure, fix în acea gaură închisă la culoare, dar, din fericire, nu este așa, e chiar, m-am impresia că sunt pe scuter 225, doar că are 51 de cai putere, adică doar tragi de gaz puțin și ești la 100 de km pe oră, viteză cât se poate de ilegală în acest oraș. Am stat așa și m-am gândit puțin, ce înveți la școala auto? Nimic, zero. Să stai în trafic. Uite ce dat, ce drăguț. Da, stai în trafic, pur și simplu. Atât, plătești ca să stai în trafic și nimic altceva. Uite, stai din fața mea, stă pe telefon. Ia uite. Vedeți? E noul Duster. Ce Tesla, se conduce cu telefonul Duster-ul, vezi? Ia uite-te. Dar măcar are iPhone. Poate să zică că are iPhone? Are. Vedeți? Ei, și tu trebuie să te ferești cu scuterul sau cu motocicleta de indivizi de ăștia. De al de ăștia trebuie să te... Și la școala auto ce să se facă? Dacă instructorul stă pe telefon, elevul ce să învețe altceva decât ce ați văzut mai devreme? Da? Și îi spui, te dau la poliție. Și ăla, ha, 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 așa și, dacă mă trimiți la poliție, ce? Apropo că m-ați întrebat de dacă am făcut amiabilă cu băiatul ăla care a dat peste mine din Constanța cu scuterul. Băi, amiabilă că am făcut amiabilă cu el. Sincer, nu voiam să stau la poliție și oricum era scuterul meu. De urmare am zis că dacă n-are permis sau ceva, vine societatea de asigurări după el, îl execută silit. Chestii de astea, știți voi. Colac peste pupăză, a făcut plângere la YouTube că de ce nu i-am blurat fața. Ok. Dar a făcut plângere, adică avea numărul meu de telefon, putea să-mi trimită, realmente putea să-mi trimită, hei, salut Marius, bă, am greșit, mi-am dat seama. Ia uite-l pe ăsta, pe telefon. Stă și butonează telefonul, în timp ce semaforul este verde. Și a făcut privacy complaint, i-am trimis mesaj și am zis, bă, frățioare, nu putem, mă, să-mi trimis mesaj, adică suntem oameni, ce Dumnezeului. I-am dat din ăla default să, da, urmărește fața un AI, dar bineînțeles că nu poate tot timpul, că na, mai dă kicks și tot îi se vede fața, știi? Am zis, domnule, n-am ce să-ți fac altceva, oricum, dacă îmi trimiteai mesaj, stăteam frame cu frame și îți pluram fața. După care mi-a trimis un mesaj frumos și, bineînțeles, ăla a fost momentul în care i-am blurat și eu fața frumos, adică frame cu frame, m-am chinuit vreo jumătate de oră, 40 minute aseară, dar așa ca chestie. Până noi românii avem chestia asta în care noi suntem mai șmecheri, mă, decât toată lumea. Eu nu greșesc niciodată, frate. Băi, să nu credeți că eu nu greșesc. Eu greșesc de foarte multe ori, în fiecare zi, în fiecare oră chiar. Să nu credeți. Uite, ieri, spre exemplu, nefiind atent în Sighișoara, n-am belit ochii la semafor sau am belit ochii, dar nu am fost atent. Ce să mai? Să că sunt prost. Adică era vorba despre pielea mea și a Georgianei, nu doar a mea. Adică, și am trecut pe roșu. Asta a fost, mi-am asumat greșeala pentru că a fost o greșeală colosală care m-a putea costa foarte mult. Foarte, foarte mult. Dar din fericire nu am pățit nimic și din fericire toată lumea a fost ok. Așa trebuia să se gândească, cred eu, și băiatul ăsta din Constanța. Bine, frate. Oricum, am rezolvat, sper să fie ok. Mai are să mă dea în judecată că în rest a făcut de toate. Hai să vă arăt ce am luat lui Cătălin, de la planetariul din Baia Mare, Constelații, ăsta care are prețul pe el 15 lei, nu dau prețul jos pentru că pur și simplu e un cadou simbolic, nu e despre fandoseală și un, cum îi spune, o ilustrație tridimensională cu spațiul și cu timpul, Calea Lactee, Soarele, am înțeles că, dar nu înțeleg de ce planeta asta este rotundă, sferică, pentru că ea este de fapt plată, așa scrie în Blibie. Intră!
Bună ziua! Să trăiască Bogdan! Tot respectul pentru dumneavoastră, domnule! Ah, uite-l pe domnul Cătălin! Mare proprietar de nou magazin! Și am făcut acum rime ca să fie și mai bine. Am un cadou pentru tine. Gata, și vizita la Bike Geek. Uite Duba, Bike Geek. Era un Mitsubishi Colt înainte. Mamă, ce vânt e afară! Hai să plecăm spre F64. Pariuri! O discuție despre care nu credeam că o să ajung vreodată să vorbesc, dar iată că am ajuns și în punctul ăla, pentru că s-a transformat așa într-un lobby enorm de mare de oameni care spun că este ok să te duci la pariuri, este ok să-ți joci banii la păcănele. Am avut ocazia să testez, dacă pot spune așa, mai degrabă să-mi dau seama că nu pierd absolut nimic când vine vorba despre păcănele. E plictisitor. E cel mai plictisitor lucru de pe planetă. Eu nu înțeleg sincer, realmente, oamenii care fac lucrul ăsta. Oamenii dau bani pe chestiile astea? Pentru cei care cred că e ceva special, sau cei care vă mint, sau influencerii care spun că știi, păcănelele sunt noua joacă și te joci, fii atent. Ai... Da, nu ai niciun feeling, pur și simplu doar apeși un buton așa ca o mașinărie și nimic altceva. Nu există nimic, nu te implică cu nimic, nu faci nimic, joacă asta cu fructele și că e super tare. Nu este, este trist și îți poți pierde banii, îți poți pierde prietenii, îți poți pierde viața, îți poți pierde absolut totul. Credeți-mă că e o luptă foarte, foarte grea pe care o duci. Am prieteni foarte buni care au dat în mania jocurilor de noroc și nu mai țin legătura cu ei, fix din prisma asta, pentru că este foarte greu ca tot timpul să ți se ceară bani, dă-și mie bani, dă-și mie bani, și întotdeauna să știi că banii ajung mai departe către jocurile de noroc. Probabil că vă întrebați de ce vorbesc despre asta. Păi o să fac o conexiune rapidă între de ce am vorbit despre pariu și de ce nu mai vreau să mă duc la concursurile de biciclete din România. Sunt sponsorizate în parte și de o firmă de pariuri. Pus așa peste tot și în anunțurile de înscriere la concurs, pe porțile de la concurs și așa mai departe. Loc în care participă și minori. Un concurs la care vin și copii, ba chiar și sunt echipe. Încă o dată, echipă, de fapt, de cycling, de biciclit și așa mai departe, care este sponsorizată de o firmă de pariuri. Pe combinezoanele alea, pe care le poartă și minori, scrie o firmă de pariuri. Pentru că, nu știu, așa spun ei că este super, dar nu este deloc super. Mulțumesc mult! Nu vreau să iau parte din chestia asta cu pariurile. Mulțumesc! Drept urmare, nu mai particip la concursuri dacă văd acolo vreun sponsor cu pariuri. Că sunt benzinării, n-am nicio problemă, că este industria petrolieră, mulțumesc mult. Că este, abar n-am, supermarket, hipermarket, ba chiar mă bucur. Și e bine ca lucrurile să fie sponsorizate. Aș fi ipocrit, pentru că la urma urmei și eu sunt sponsorizat de voi prin faptul că vă uitați la mine, prin faptul că îmi donați, prin faptul că da, interacționați cu mine. Sunt sponsorizat de către voi, deci aș fi ipocrit să nu înțeleg de ce un eveniment se sponsorizează. Ce vreau să spun este că nu are nevoie de sponsori din domeniul jocurilor de noroc sau pariurilor. Nu cred că și-au locul într-un sport atât de frumos. Uite, domnișoară, pe Honda CBF 125. Bravo ei! Bravo ei! Uite că se poate, dacă vrei să nu iei parte la traficul ăsta. Se poate. Trebuie doar să-ți dorești. Bună! Iar în oraș o motocicletă de genul este arhisuficientă. Nu ai nevoie de mai multă putere. De aici mergem să filmăm cu scuterul. Trebuie să găsim o locație ceva interesantă, frumoasă. După care, mai departe, să mâncăm pe fugă. Și de aici mergem spre magazin să luăm o bicicletă la test. E o bicicletă care e nou venită în magazin. Este vorba despre un Focus Tron. O bicicletă care costă 9.500 de lei. Clar, e o bicicletă scumpă. Dar pentru un full suspension este un preț decent, cred eu. Eu mă duc, te las. Pleci cu bicicleta? Nu, casca e acasă, din câte știu. Atunci da. Am lăsat-o pe Georgiana să ia bicicleta și de acolo se duce spre casă și îl pregătește pe Victor. Eu mă duc să duc scuterul și trebuie să mă hotărăsc cu ce merg. Cu taxiul, nu mi-aș dori asta. Cu Uber ar fi oarecum mai rapid și mai confortabil, sau metroul.
Deja suntem la 60. Gata. Într-o fracțiune de secundă. Domnule, cu Skoda dumneavoastră cam dormiți. De ce? A, sunteți pe telefon. Dumneavoastră sunteți pe telefon, am înțeles. Să nu vă deranjăm, zic. Eu stau și mă întreb ce îi oprește pe polițiști să aibă un scooter de genul, o cameră de luat vederi și un chitanțier. Amenzi gârlă și se potolesc. Într-o lună, două, eu zic că toți ăștia care stau pe telefon în timp ce merg cu el lipit de față. Ia uite-l pe ăsta cu Clio, e supărat rău. Dar dintre toți, cine câștigă? Vă las pe voi să ghiciți, hai. Acum înțelegeți de ce nu sunt niciodată deranjat în trafic când sunt cu motocicleta sau cu scooterul? Victoriță, vino aici! Bună dimineața! Bună dimineața! Știi foarte bine că noi mergem întotdeauna unde? În ce parc? Tineretului. În parcul Tineretului. Așa că astăzi, Victor, știi ce am aici? Ce? Aici este... O pungă. O pungă, de fapt, sunt saci de gunoi. Mergem și dăm o raită repede prin parc și strângem împreună gunoiul, da? Da. Hai, uite, am pregătit punga aici. Pe asta o lăsăm lui mami. Primul gunoi pe care trebuie să-l aruncăm este chiar ambalajul în care vine sacul. Gunoaiele se aruncă unde, Victor? La gunoi. Exact, nu se aruncă pe jos. Te uiți în stânga și în dreapta... cu atenție, dacă vezi ceva gunoi, ne oprim și-l adunăm împreună de jos, da? Da. Ok, și așa învățăm împreună că trebuie să avem grijă de natura pe care o folosim. Pot eu. Te rog. Dacă mai pot să găsesc acolo jos. Uite, am mai găsit eu două capace de bere. Ia da, uite, mai este unul acolo. Așa, pune-le aici. Super. Și ce vânt e. Este foarte mult vânt. Ușor ca să ne uităm după gunoaie. Ia uite. Am găsit unul. And there's something to your right. There you go. A popcorn. It's a popcorn. O dimineață aglomerată, o după-amiază relaxantă cu Victor, în care adunăm gunoaiele împreună. Nu e cea mai frumoasă activitate, dar despre asta este viața, Victor. Nu e despre să faci tot timpul ce-ți place. Să căutăm gunoaie. Da, îți place lucrul ăsta? Da. Stânga, uite. Ai trecut pe lângă, ia uite. Super. Aruncă-le pe toate aici în pungă, te rog. Mă bucur că ești bucuros că strângem gunoaie. Așa. Sarul și-a căzut? Da, din păcate, da. Un copac care a căzut este foarte trist. Sau. Wow! Așa. Super tare. Și mai văd încă unul aici. Ai mai văzut? Da. Sunt tot felul de dopuri de bere. Așa. Ai grijă. Asta este un pom care cade, vezi? Vino lângă mine. O să-ți leg gunoaiele aici și mergem împreună la coșul de gunoi. Ca care să le... coș de gunoi? Păi căutăm împreună un coș de gunoi ca să le lăsăm în coșul de gunoi, da? Acolo unde le este locul. Salutare! E cam bumpy pe aici, nu-i așa? Cam bumpy! Tu n-ai niciun fel, de suspensie la bicicletă. Nu, n-am. Tu ai suspensie. Chiar foarte interesantă bicicleta. M-am dat pe scări! Te-ai dat pe scări? Da! Dude! Cu fără probleme! Te-l arunc eu. Gata! Salutare! Salut! De Bucharest Bike Traffic îți place? De Radut! Nu-ți place de Bucharest Bike Traffic, nu-i așa? De Radut! Și cu Sam Pelgrim! Sam Pelgrim e mega tare și Radut e super tare! Avea tati, aleargă! Privirea înainte și cu grijă, da? Haideți să ne dăm la vale! Hai! Cu grijă! Auzi, uite, ai wall ride-ul ăsta, e super fun. De ce nu vrei fun? Să-l încerci? Da, e super ușor, ia uite. Doar vii cu viteză și atât. O să fac acum. Hai, învige-ți frica. Ascultă-mă, dacă se întâmplă ceva, să știi că eu te aștept aici ca să te filmez și să te prind.
3, 2, 1. Go, 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 go. Foarte nu bine. Trebuie nimic, nu, nu trebuie nimic, nimic, nu trebuie nimic. Yo, avem și public. Am făcut și stopi. Foarte tare, mai da. Mai vreau încă o dată. Victor, cum a fost GoPro-ul? Bine a fost GoPro-ul. Cum? Bine a fost GoPro-ul. Dar nu poți să spui GoPro. GoPro. GoPro, exact. Și asta ce cameră este? GoPro. Nu, este Action. Action. Are un număr aici. Action 4. Exact. DJI Action 4. Mă gândeam la Insta360 Ace Pro, dar mi se pare prea complicată. Cred că asta e cea mai simplă cameră și cea mai bună. În încheiere, cum este bicicleta, Victor? Bine este. Răspunsurile tale sunt, nu știu, nu sunt de aici. Zici tu, nu știu, nu sunt de aici. Nu știu, nu sunt de aici. Super. Păi, bicicleta din spatele meu, o găsiți în site-ul din descriere, o bicicletă Focus Tron, Butuci Novatec, am uitat să spun asta, foarte liniară, foarte frumos lucrează suspensia și frânele, momentan încă nu sunt rodate bine și eu sunt mult prea bătrân și sunt puțin accidentat la mâna dreaptă și din păcate nu pot să mă mișc foarte bine. Drept urmare, un test concludent urmează în weekend când o voi lua la munte împreună cu băieții de la magazin. Victor, vii și tu la munte? Da. Cu ce te dai la munte? Cu Specialized. Eu cred că cu VUM. Vreau și cu Specialized. Bine, hai că ne mai gândim. Poate, nu știu, închiriem o bicicletă cu suspensie, un comensal sau ceva. Da. Ce faci, bazi din palme? Mănușile alea sunt prea mici, te strâng. Nu te strâng mănușile? Nu. Bine, în încheiere vrei să mai spui ceva? Vrei să îndemn pe oameni să facă ceva? Da. Ce anume? Ce vrei să îndemn să facă? Să mai se dea cu bicicleta, să se dea pe scări, ca răduț. Și să nu facă ca Bucharest Bike Traffic. Super, îmi pare rău că nu am mers în locul unde voiam să strângem gunoiul, și anume spre Lehliu. Datorită vouă și donațiilor voastre, voiam să cumpăr saci de gunoi, cât mai mulți, să umplem mașina cu gunoaie și să le reciclăm după aceea, să facem o campanie mult mai interesantă, dar cine știe, poate mergem cu toții, poate cu o tură pe bicicletă, dacă vă interesează, spuneți-mi, o tură pe bicicletă în jurul Bucureștiului, să strângem împreună gunoaie, pentru că ar fi un lucru foarte interesant și foarte frumos. Cred eu care... foarte bun. Cum? Și foarte bun. Și foarte bun, de altfel. Bine, vă mulțumesc mult că vă uitați la mine. Victor, ia-ți la revedere. Salutare, pa-pa. Salutare, pa-pa. Vezi că sunt cu ochii pe tine. Ce sunt cu ochii pe tine? Pe crânță. Vino în coasă. Thank you.